numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Da, credința e temelia celorlalte roade sfinte. Nu poți să clădești nimica de n-o pui pe ea înainte. Dar dacă așezi credința pe Hristos ca temelie, ea le ține și le înalță, poți să așezi pe ea o mie. Da, credința, dar credința nu-i oricare crezi din lume, ci credința-i numai una care spre Hristos să îndrume. O credință care aduce nașterea din nou în viață și apoi creșterea în toate, și apoi creșterea în toate care Duhul Sfânt ne învață. Nu-i credința adevărată ceea care nu te schimbă, care nu-ți dă altă fire, altă inimă și limbă, ceea care nu te face dintr-un om lumesc un frate, care duce o viață sfântă în lumină și în dreptate. Nu-i credința adevărată ceea care tot vorbește, lăudându-se pe dânsa, iar pe altul îl hulește, ci credința adevărată e aceea care tace și în răbdare ce e bine nu și-l laudă, ci-l face. E credința adevărată numai cea ce aduce roadă, bunătatea și iubirea, care toți pot să le vadă. Cine n-are aceste roade, cu cât mai mult vorbește, nu că are o credință, ci că n-are, dovedește. O credință neclintită e avuția cea mai mare, dar un suflet doar prin fapte dovedește că o are. Ce ciudat e crezul care că-i credință se numește, dar afară de vorbărie cu nimic n-o dovedește. Cel ce crede că-i credință se înșeală și se minte, căci credința se arată numai în roade, nu în cuvinte. Dumnezeu nu se înșală cu o credință doar din gură, numai oamenii se înșală cu această adunătură. Cei ce cred că mântuirea e ușoară și e oriunde, vai, în ce înșelare umblă și ce foc îi va pătrunde. Nu vă înșelați, credința nu-i așa la întâmplare, cum o zic în orice vreme toate gurile flecare, ci credința care duce la răsplata mântuirii e credința până la moarte, dusă în căile sfințirii. Amin.